al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Hristos a înviat. Iubiți credincioși, suntem în Duminica a șasea a Sfintelor Paști, o duminică care ne separă de Înălțarea Domnului, dar învățătura pe care ne-o dă Biserica prin lecturile pe care le proclamă în această zi ne îndreaptă cu gândul deja spre Duhul Sfânt. Iisus îi asigură pe ucenicii săi că nu îi va lăsa orfani, că va trimite un mângâietor care să-i apere. Și noi avem nevoie de Duhul Sfânt, de aceea îl rugăm pe Iisus să nu ne lase niciodată orfani, ci să ne trimită în permanență pe Duhul Mângâietor. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, dă-ne harul de a celebra cu însuflețire aceste zile de bucurie în care cinstim învierea Domnului, pentru că misterul pascal pe care le contemplăm să se manifeste necontinit în faptele noastre, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, Filip, coborând în cetatea Samariei, a început să îl predice pe Hristos. Mulțimile ascultau cu atenție într-un cuget cele spuse de Filip și, auzind, văzând semnele pe care le făcea, căci din mulți care erau posedați ieșeau duhurile necurate, strigând cu glas puternic, iar mulți paralizați și șchiopi erau vindecați, astfel încât o mare bucurie a cuprins cetatea aceea. Apostolii care erau în Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru și Ioan, care au coborât acolo și s-au rugat pentru ei ca să-L primească pe Duhul Sfânt. Căci nu se coboruse încă peste niciunul dintre ei, ci au fost botezați numai în numele Domnului Iisus. Atunci și-au pus mâinile peste ei și L-au primit pe Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului. Strigați de bucurie lui Dumnezeu, voi toți locuitorii pământului. Strigați de bucurie lui Dumnezeu, voi toți locuitorii pământului. Strigați de bucurie lui Dumnezeu, voi toți locuitorii pământului, cântați gloria numelui Său, dați-i glorie prin laudele voastre. Spuneți-i lui Dumnezeu cât de minunate sunt lucrările Tale. Să te adore și să-ți cânte ție, să cânte al tău nume. Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu, minunate sunt lucrările Sale înaintea fiilor oamenilor. Strigați de bucurie lui Dumnezeu, făcut marea în pământ uscat și râul a trecut cu piciorul. De aceea acolo ne-am bucurat în El. El stăpânește pe veci cu puterea Sa. Care vă temeți de Dumnezeu, veniți și ascultați și vă voi spune tot ce a făcut Domnul pentru sufletul meu. Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu respinge rugăciunea mea și nu îndepărtează de la mine înedurarea. Thank you.
Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru. Prea iubiților, sfințiți-L pe Domnul Hristos în inimile voastre, gata oricând să dați răspuns oricui vă cere cont de speranța voastră, dar cu blândețe și bună cuvință, având o conștiință curată, ca tocmai în ceea ce sunteți calumniați, să fie rușinați cei care bârfesc puterea voastră bună în Hristos. Căci este mai bine să suferiți făcând binele, dacă așa vrea Dumnezeu, decât făcând răul, căci și Hristos a suferit odată pentru păcate, El cel drept pentru cei nedrepți, ca să vă ducă la Dumnezeu dat la moarte în ceea ce privește trupul, dar înviat cu Duhul. Cuvântul Domnului. Zi cuvântul meu, spune Domnul, Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el. Le-a spus discipolilor săi, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl, iar El vă va da un alt mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nici nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți pentru că rămâne la voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi. Încă puțin și lumea nu vă mai va vedea. Voi însă mă veți vedea, pentru că eu trăiesc, veți trăi și voi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, iar voi în mine și eu în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește, iar cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, și eu îl voi iubi și mă voi revela lui. Cuvântul Domnului. Hristos a înviat. Iubiți credincioși, așa cum am auzit din textele proclamate, încercând să găsim un numitor comun al celor trei lecturi, gândul se îndreaptă imediat spre Duhul Sfânt. Evanghelia care vorbește despre asigurarea dată de Iisus ucenicilor săi, că nu îi va lăsa orfan, ci va trimite un mângâietor, un apărător pe Duhul adevărului. Apoi, prima lectură care vorbește despre
rolul Duhului Sfânt în evangelizarea locuitorilor din Samaria și această confirmare a lucrării lui Filip din partea apostolilor și lectura a doua care ne vorbește despre modul în care și noi creștinii care suntem părtași de Duhul Sfânt, Duhul care locuiește în noi, să putem da cont de speranța pe care o avem în inimile noastre. Cu toții am simțit ce înseamnă a fi orfani atunci când am pierdut un părinte de-al nostru, tata, mama, dar nu numai atunci când am pierdut pe cei dragi. Orfani putem spune că atunci când ne-a părăsit un prieten, unul în care ne-am încrezut și care a fost alături de noi. Orfani putem fi și atunci când am pierdut un ideal, parcă totul s-a prăbușit în fața noastră, nu mai avem nicio perspectivă. Orfani parcă ne simțim atunci când suntem trădați de cei care ne înconjoară. Dar putem fi orfani și de faptul că, de multe ori, parcă simțim lipsa lui Dumnezeu. Orfani de Dumnezeu, oare putem vorbi în acest sens să fim orfani de Dumnezeu? Sunt oameni care sunt orfani de Dumnezeu, aceia care nu au credință, care umblă pe căi greșite, care caută și propovăduiesc alte valori decât cele adevărate ale Evangheliei. Este poate modul cel mai oribil de a fi orfan, a trăi fără Dumnezeu. Și din păcate astăzi sunt atâția care uită de Dumnezeu și sunt adevărați orfani. De aceea poate înțelegem mai bine atunci de ce Iisus insistă atât de mult în Evanghelie la adresa apostolilor că nu-i va lăsa orfani. Contextul în care vorbește Iisus apostolilor este cina de taină, este cuvântul de rămas bun, de adio, este un climat apăsător, liniște. Apostolii prevăd, presimt că în curând învățătorul lor nu va fi cu ei, vor rămâne orfani. Și atunci Iisus intervine, nu vă voi lăsa singuri, nu vă voi lăsa orfani, nu veți rămâne fără Dumnezeu, cu alte cuvinte, vă voi trimite un alt apărător care vine de la Tatăl. Și apostolii, prin parcă curaj și activitatea lor ulterioară, faptul că au mers să predice Evanghelia pretutindeni și au dat mărturie cu mult curaj despre Cel care a trăit în mijlocul lor și a venit să fie Mântuitorul lumii. Tocmai o asemenea misiune a fost posibilă datorită încurajării și împlinirii reale a promisiunii lui Iisus, pentru că știm că Duhul Celui Înviat a coborât chiar în prima zi a Învierii asupra apostolilor și apoi li s-a dăruit în mod deplin în ziua de Rusalii. Într-adevăr, n-au rămas orfani și a fost pentru ei o prezență mereu activă. Și nouă ne amintește Iisus că nu rămâne orfani, chiar în momentele grele, chiar în momentele în care avem nevoie de cineva, El este mereu cu noi. Iisus promite că va trimite un apărător, un mângâietor, un alt apărător de la Dumnezeu Tatăl. În limba română avem acest cuvânt care literal înseamnă apărător sau mângâietor, dar textul în limba originală, în limba greacă, vorbește despre un cuvânt, prezintă un cuvânt care are mai multe semnificații și care ne ajută atunci să aprofundăm mai bine ce înseamnă acest mângâietor. Textele sacre, în limba originală, folosesc cuvântul paracletus, paracletos, un cuvânt din limba greacă, care înseamnă într-adevăr mângâietor, dar înseamnă mai mult avocat, unul care sfătuiește, unul care stă alături de clientul său. Acest mângâietor pe care îl promite Iisus nu este unul undeva departe de noi, este apărătorul nostru, este avocatul nostru,
Mângâietorul nostru, sfătuitorul nostru, îndrumătorul nostru, Duhul adevărului. Tocmai un asemenea Duh le promite Iisus apostolilor și același lucru ne este promis și nouă. Vă voi trimite un alt mângâietor, un alt paraclitus. Este clar faptul că noi cei care am fost botezați am primit pe acest Duh în ziua botezului și apoi s-a reconfirmat această prezență în ziua mirului nostru. Suntem plini de Duhul Sfânt. Oare ne dăm seama că noi creștinii suntem plini de Duhul Sfânt? Și dacă am fi plini de Duhul Sfânt, atunci trebuie să urmăm cuvântul Sfântului Petru din lectura a doua, să dăm cont de speranța pe care Dumnezeu a pus-o în sufletele noastre, în spiritul nostru. Dacă suntem călăuziți de Duhul adevărului, de Duhul lui Hristos, de Duhul Tatălui Ceresc, trebuie să avem un comportament pe măsură, adică toți cei care cer cont de speranța pe care o avem în noi, și anume speranța în viața veșnică, speranța în întâlnirea cu Dumnezeu în viața de apoi, să fie manifestată și în faptele noastre. Faptele pe care și Iisus le recomandă ucenicilor de odinioară, dar ni le spune și astăzi nouă. Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Nu spune, dacă mă iubiți, să faceți cu tare sau cu tare lucru, sau să-mi dați ceva. Pur și simplu spune, dacă mă iubiți, păziți poruncile mele, rămâneți în iubirea mea. Iubirea adevărată se manifestă prin păzirea poruncilor și iată atunci ce datorie avem noi dacă nu am rămas orfani. Dacă l-am primit pe Duhul Sfânt și îl primim în continuu, trebuie să dăm dovadă de această iubire care înseamnă împlinirea tuturor poruncilor. Atunci, într-adevăr, dragostea adevărată în noi este evidentă și dă mărturie despre speranța pe care o purtăm în sufletele noastre. Este aici o problemă care trebuie să ne preocupe, pentru că împlinirea voinței lui Dumnezeu, împlinirea poruncilor, devine normă, devine măsura după care noi suntem priviți, după care noi suntem considerați sau mai poate uneori să scandalizăm atunci când una spunem cu gura și alta facem cu faptele. Este pentru noi o datorie atunci să colaborăm cu acest Duh care este în noi, care a fost revărsat în inimile noastre. Sfântul Leon cel Mare, într-o cuvântare, are un cuvânt, un îndemn foarte insistent și puternic. Creștinule, recunoaște-ți demnitatea ta. Nu te întoarce la faptele nelegiuite de odinioară. Amintește-ți cine ți este capul, adică Hristos, și cui aparține trupul tău. Trupul mistic suntem noi toți care formăm biserica. Creștinule, recunoaște-ți demnitatea ta. Această demnitate este dată tocmai de această prezență a lui Dumnezeu în viața noastră și mai ales prin prezența continuă a Duhului Ceresc. O invitație pentru noi de a intensifica atunci, nu numai în mod formal, prezența la Sfânta Liturghie, duminicală sau poate mai rău, din când în când, în timpul anului, să intensificăm, zic, participarea aceasta conștientă pentru a ne putea alimenta această viață a noastră spirituală. Rugăciunile pe care le facem, rugăciunea care este inspirată de Duhul Sfânt și care ne învață să ne rugăm, să spunem ce anume avem nevoie. Sfântul Apostol Paul ne amintește că Duhul Sfânt se roagă cu noi, cu suspine negrăite. Este El care ne inspiră la momentul potrivit lucrurile potrivite pe care trebuie să le
cerem lui Dumnezeu Tatăl pentru ca să rămânem în iubirea Sa. Este o datorie pentru noi ca în tot ceea ce facem să edificăm prin comportamentul nostru și atunci, într-adevăr, dăm cont de speranța noastră oricui ne cere seama. Este o datorie primordială pentru noi. Cineva spunea că în ziua în care noi nu vom mai iubi pe Dumnezeu, vom muri de frig. Acel frig, acea gheață care se va instala în suflet, va fi o gheață catastrofală, pentru că înseamnă acea separare de Dumnezeu în care viața nu va avea niciun orizont, viața nu va avea niciun ideal. Alimentând viața noastră din iubire, adică din păzirea poruncilor, garantăm tocmai un drum plin de seninătate, de bucurie, de răbdare, pentru că tot Sfântul Apostol Paul ne amintește care sunt roadele Duhului Sfânt: bunătatea, îndelunga răbdare, credința, bucuria în suflet. Toate acestea ni le procură Duhul Sfânt în orice moment. Asistăm astăzi, vedem de multe ori, nu numai la televizor sau citim în ziare, dar poate și în mediile în care noi ne desfășurăm activitatea, atâtea lucruri pe care nu putem să le înțelegem. Oameni care se intitulează creștini, care aparțin de o biserică sau alta, dar care comit lucruri oribile. Tineri care părăsesc sau uită de drumul bisericii și săvârșesc atâtea lucruri care nu fac parte, nu fac cinste numelui de creștin. Mai rău, aceste căutări ale unui sens în viață, în afară de biserică, în alte lucruri înjositoare. Toate acestea trebuie să dispară din orizontul nostru dacă, într-adevăr, îl rugăm pe Iisus să nu ne lase orfani, să fie mereu cu noi și să ne călăuzească mereu cu Duhul Său. Acest Duh, acest avocat, acest apărător, să fie mereu alături de noi, pentru ca întotdeauna să putem îndeplini datoriile pe care le avem. Chiar dacă nu suntem, poate, o poziție deosebită, dar acolo unde suntem, suntem chemați să arătăm prezența creștină. Suntem chemați să arătăm că ardem de Duhul Sfânt. Și vă relatez o parabolă din care putem învăța. Se spune că odată soarele era foarte trist, pentru că luna îl anunțase că în noaptea următoare nu se va prezenta la datorie. Soarele avea deja un program precis, când trebuia să răsară, când trebuia să apună, și era îngrijorat cine va lumina pământul în timp de noapte, pentru că și luna, cu lumina ei mai palidă, totuși este o lumină care strălucește pe volta cerului. Și în timp ce soarele se frământa, s-a prezentat o mică lumânare. A văzut și a spus: n-aș vrea ca pământul să rămână în beznă o noapte. Iată, eu sunt aici, o lumânare mică, și vreau să mă aprind și să luminez, să fac o mică lumină pe acest pământ. Concluzia este clară. Fiecare poate fi o mică lumânare, nu? Cu pretenția de a fi soare sau de a fi lună, ca să dăm lumină pe tot pământul, dar fiecare cu lumina sa, cu această făclie a Duhului Sfânt care arde în sufletele noastre, putem să ducem această rază de speranță peste tot. Este datoria noastră, cei care am trăit Paștele, adică moartea și învierea lui Hristos, și ne-am rugat la această Sfântă Liturghie, la prima rugăciune pe care am spus-o, că în virtutea misterului pascal în care credem, rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să dăm mărturie despre ceea ce noi am trăit. Iată, iubiți credincioși, încet, încet Biserica, cu pedagogia ei, ne învață și ne îndreaptă spre
sărbătoarea Rusaliilor, care ne amintește de coborârea Duhului Sfânt asupra apostolilor, dar noi suntem pregătiți din timp pentru a fi conștienți că acest Duh Sfânt joacă un rol foarte important în viața noastră. Ne rugăm la această Sfântă Liturghie ca Duhul Adevărului, Duhul Sfânt, pe care ni l-a promis Hristos și îl promite în continuu, să nu ne lase niciodată orfani și să lucrăm așa, în așa fel încât în faptele noastre să dăm cont de speranța pe care o avem în sufletele noastre. Amin. Să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților, ce va veni. Fraților prea iubiți, uniți cu toți în bucuria învierii lui Hristos, să ne rugăm Tatălui din ceruri ca viața izvorâtă din jertfa Fiului Său să se reverse asupra tuturor oamenilor. Părinte al vieții, dăruiește-i bisericii puterea să vestească pretutindeni învierea mirelui ei, și să le împărtășească tuturor oamenilor viața lui dumnezeiască. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută toate popoarele să construiască o lume nouă pe temelii de dreptate și dragoste frățească. Celor suferinți, părăsiți și deznădăjduiți, harul ca înțelegând victoria Fiului Tău asupra răului, să-și poarte crucea cu încredere și seninătate. Dăruiește-ne nouă celor care astăzi ne apropiem de Sfânta Euharistie, harul ca prin puterea ei să fim în lume martori ai învierii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Redă-le celor aflați în păcat viața dumnezeiască a harului prin sacramentul pocăinței. Și pe cei răposați de bucuria Sfintelor Paști,
în împărăția luminii veșnice. Dumnezeule atotputernic, în acest timp de mare bucurie, dăruiește-i bisericii tale ce se renoiește necontenit harurile pe care ți le cere în rugăciune, prin Hristos Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să se înalțe la Tine, Doamne, rugăciunile noastre împreună cu darurile pe care ți le oferim, în bunătatea Ta curăță-ne de păcate, pentru că astfel să ne facem tot mai vrednici de tainele iubirii Tale părintești, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri, pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp prea sfânt, în care a fost jertfit Mielul Pascal Hristos, Domnul nostru. El, supunându-se morții de bunăvoie, a dus la desăvârșire sacrificiile legii vechi, prin moartea sa pe cruce și oferindu-se pe sine însuși pentru mântuirea noastră, el singur rămâne purul preot, altar și miel de jertfă. De aceea, întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, te saltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare.
Slăvești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru că de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a păcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți spre tutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin.
îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururile liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care prin învierea lui Hristos ne renoiești pentru viața veșnică, te rugăm, înmulțește noi roadele tainei pascale și evarsă în inimile noastre puterea hranei aducătoare de mântuire, prin Hristos Domnul nostru. Câteva anunțuri care privesc viața comunității noastre. Astăzi, 25 mai, la ora 7:30 de seară, aici în catedrală va fi un concert important, frumos, eu îi spun extraordinar, pentru că este un concert susținut de corul mare al catedralei, care nu are nevoie de prezentare, cred eu. Așadar, va fi un concert de muzică sacră cu două piese foarte frumoase, de altfel, e vorba de un requiem de Gabriel Fauré, un compozitor francez, și Misa Încoronării, cred că de care toată lumea a auzit. Concertul sigurare de la pupitru pe Părintele Florin Spătariu. Toți cei care iubesc muzica și frumosul sunt așteptați în această seară și într-un chip deosebit dumneavoastră. Concertul va fi transmis și în direct pe internet prin intermediul site-ului episcopiei ercis.ro. Joi este solemnitatea înălțării Domnului. Sfintele liturghii vor fi ca în zilele de duminică, adică la 8, la 9 și un sfert, la 11, la 16 și la 18:30. Și duminica trecută nu am avut cum să anunț, vă spun că aici catedrala noastră s-a îmbogățit cu un loc special, pe lângă capela pe care ați văzut-o și dumneavoastră aici în față, în care se păstrează ceva din relicvele preasfințului Anton Durcovici, fericitul Anton Durcovici. Undeva la demisol am încercat să realizăm, și cred că e și bine, un memorial, muzeu. Adevărul este că noi nu avem mormântul episcopului Durcovici, de aceea din puținele obiecte pe care le-am găsit, le-am descoperit, prin multele imagini pe care le are, și apoi cu alte lucruri care sunt picturi sau alte lucruri frumoase, sunteți invitați să îl vedeți. Nu azi, numai decât, dar când aveți o dată de ieșire prin oraș, merită să intrați în acest, eu îi spun, iconostas al preasfințitului Anton Durcovici. Sigur că au fost multe persoane care ne-au ajutat, dacă și mama poate susține, ne-am bucurat în continuare. Tot în această săptămână, preasfințitul Petru Gherghel ne-a îmbogățit biserica noastră cu un relicviar pe care îl vedeți pe altar. L-am avut tot timpul liturghiei. O să spuneți că ce se află în el, că o semintele nu știm unde sunt. Da, preasfințitul a considerat că câteva scrieri de ale sale personale, caiete sau alte lucruri personale de ale sale, pot fi cea mai frumoasă mărturie și care pot constitui o relicvă. De aceea vom avea în biserică de azi înainte și în fiecare joi, așa cum s-a stabilit, vom avea o zi de rugăciune, așa cum este marșul Sfântul Anton, o zi de rugăciune pentru fericitul Anton Durcovici. Iar acum îl rog pe preasfințitul ca la finalul liturghiei să ne ofere binecuvântarea cu o nouă relicvă primită de biserica noastră. Înainte de a da binecuvântarea finală, o salutăm pe Maica Domnului, pentru că este amiază și sună clopotul, și spunem: bucură-te, Regina Cerului, aleluia! A înviat precum a zis, aleluia! Bucură-te și te veselește, Fecioară Maria, aleluia! Să ne rugăm. Dumnezeule, care ai binevoit să-mi bucur lumea din învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, fă-ne, te rugăm, ca prin născătoarea Lui Fecioara Maria, să dobândim bucuria vieții veșnice, prin același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează această zi. Păzește-mă, păvățuiește-mă și ocrunește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este numele Domnului. Prin mijlocirea fericitului Anton Durcovi să vă binecuvânteze atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. S-a sfârșit, mergeți în pace.